decât ca să te apropii de Domnul. Dar strigă Duhul Sfânt așa, vină cu amarul acela, cu povara aceea și lasă la picioarele Domnului. Mă face Domnul cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, amintește-ți cum erai altădată. Amintește-ți cum erai odată când tu cu toată inima ta strigai la Domnul și Domnul era cel care îți răspundea, cel care îți vorbea. Domnul zice așa, deschide-ți inima în această zi. Aleluia! Și caută-te Domnul cu toată inima ta. Lasă-te prelucrată de mâna Domnului în vremea ta aceasta. Multe semne de întrebare ți-ai pus într-o vreme ca aceasta și adesea nu știi ce să mai crezi. Îmi face Domnul de cunoscut, chiar adesea te-ai întrebat, oare cum lucrează Dumnezeu? Cum? Ce mai este? Nu mai înțeleg nimic. Strigă Duhul Sfânt așa. Ia cuvântul Domnului într-o vreme ca aceasta, pentru că acele șoapte vin din partea vrăjmașului, care vrut să cazi într-o vreme ca aceasta, deznădejde și să nu știi încotro să alegi. Domnul zice așa. Caută-L pe Domnul, smerește-te la picioarele Domnului și într-o vreme ca aceasta, spune Domnului că voia Lui se facă în viața ta. Mă face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Nu știu de ce trebuie să rostesc cuvântul acesta, dar Domnul cu siguranță știe și poate vei ști și tu. O striga Duhul Sfânt așa. Domnul te cheamă în această zi ca un fiu risipitor. Întoarce-te acasă. Pentru că sunt lucruri care te-au depărtat de Domnul. Domnul zice așa. Lasă-le deoparte într-o vreme ca aceasta. Într-o vreme ca aceasta îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Când Domnul te va chema pe nume, să-ți pleci genunchi înaintea Lui, să-L chem pe Domnul, pentru că Domnul vrea să descopere ființei tale mai profund. Și strigă Duhul Sfânt așa, pentru că de multe ori spui că-L cunoști pe Domnul, dar vezi lucruri care nu sunt pe placul Lui în viața ta. Strigă Duhul Sfânt așa, în această zi fă o cercetare ființei tale. Lasă acele lucruri la picioarele Domnului și spune, face Domnul de cunoscut, că spui într-o vreme ca aceasta, chiar în aceste clipe, pe cea Domnul de cunoscut, spui, nu pot ca să ieși de acolo. Strigă Duhul Sfânt așa. Prin el poți totul. Problema e că aceasta cere Lui ca să te umple de putere și vei birui în numele Lui. Totodată mă arată Domnul viatul tău două suflete mai tinere pentru care tu plângi în taină înaintea Domnului și cere o cercetare, cere o schimbare, strigă Duhul Sfânt așa. Dacă în această zi, cu adevărat, cu toată inima, vei spune ca Domnul să lucreze pentru tine, vei vedea o schimbare și pentru acele ființe. Și Domnul cel tare va ridica povara cea poți. Până să-ți dea biruință. Amin. Amin. Vin la tine de acolo din colț. Strică Duhul Sfânt așa. Într-o vreme ca aceasta, Domnul își cere de ghele. Sunt lucruri de lume care te-au plină este nevoie. Și strică Duhul Sfânt așa. Într-o vreme ca aceasta, lasă-te prelucrate. Aleluia. Pentru că Domnul își cere în această zi o întorsătură. Face Domnul de cunoscut și strică Duhul Sfânt așa. La început, când tu l-ai cunoscut pe Domnul, era în aproape de Domnul. Repătai pe Domnul cu altă râvnă, cu altă dorință. În această zi o striga Duhul Sfânt așa. Amin. Domnul vrea să iei hotărâri noi înaintea Lui. Amin. Deci, face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Cere un lucru de la Domnul și dorești fierbinte într-o vreme ca aceasta. Este un lucru pământesc. Strigă Duhul Sfânt așa. Dacă tu în această zi vei lua hotărâri noi de a sluji pe Domnul și vei cere într-o vreme ca aceasta ca Domnul să coboare cu pace pentru tine. Pentru că face Domnul de cunoscut că un duh de mânie adesea caută să pună stăpânire pe sufletul tău, ca să nu mai fie niciun lucru bun din jurul tău și strigă Duhul Sfânt așa. Domnul vrea să coboare cu pace pentru tine ca să înțelegi glasul Domnului și voia Domnului pentru tine. Privirea la tine a primit din cuvântul Domnului a fost dat Psalmul 56 și Domnul stăpânire cuvântul se fac.